Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la o nouă ediție emisiunii Profesorul Răspunde. Iată că suntem în a doua săptămână după ce a început anul școlar 2017-2018 și e normal ca în aceste prime săptămâni să se vorbească foarte mult despre învățământ, parcă în acest an mai mult ca altă dată. Vom vedea de ce și ce schimbări s-au mai pregătit în educație, vom vorbi și despre aceste lucruri, tocmai pentru că în această seară avem alături de mine și alături de colegii mei un invitat care de fiecare dată vine și are idei pertinente despre sistemul de învățământ, tocmai pentru că are în spate o expertiză în acest domeniu. Este vorba despre directorul Colegiului Național Silvania, domnul Vasile Bulgărean. Bună seara! Bună seara și mulțumesc pentru invitație! De fiecare dată o plăcere să vă am alături, tocmai pentru că, repet, puteți să oferiți idei pertinente despre sistemul de învățământ, cu atât mai mult acum la începutul anului școlar, când, iată, există o mare efervescență date fiind aceste schimbări care s-au produs în sistemul de învățământ și schimbări care se propun a fi implementate în perioada care urmează. E bine, alături de domnul director în această seară este un profesor al Colegiului Național Silvania, doamna Emilia Pop, profesor de biologie și totodată diriginta clasei A5, adică a bobocilor de la Colegiul Național Silvania, a celor mai mici care învață acolo. Bună seara! Bună seara! Mulțumesc tare mult pentru că, iată, în această seară sunteți alături de noi și puteți să ne vorbiți despre cei mai mici școlari de acolo, de la Colegiul Național Silvania, care au pășit în urmă cu o săptămână pentru prima dată pe porțile liceului. Vrem să vedem, domnul director, ne-am întâlnit înainte de a fi acel examen de admitere pentru clasa a 5-a, sigur, o mare concurență ca de fiecare dată. Vreau să ne spuneți cum au decurs lucrurile, cum a decurs selecția până la urmă și cum s-a constituit această clasa a 5-a. Este ca și anul trecut, adică ne-am așteptat la o competiție, mai ales că în acest an sau în anul școlar trecut noi am avut o pregătire cu acești elevi în fiecare ultimile 7 sâmbete plus puțin înainte de examen. Profesorii de la Colegiul Național Silvania s-au întâlnit cu acești elevi și cam știam cine urma să vină, n-a fost o surpriză. A fost o surpriză doar pentru noi. După ce am afișat rezultatele, discutam și cu doamna diriginte că sunt 14 băieți, 14 fete. Credem că, n-aș vrea să compar cu generația trecută, credem că această generație își va fi la fel de valoroasă ca și cealaltă, mai ales că am stat, ne-am aplecat asupra alegerii colectivului de profesori de la clasa 5. Și de această dată a fost o provocare oarecum din acest punct de vedere. Sau oricum, având deja un precedent, a fost mai ușor? N-a fost mai ușor, pentru că întotdeauna trebuie să găsești soluții pentru să găsim profesorii care, să zicem, doresc să accepte să predea la cei mai mici. Doamna dirigintă, care a acceptat în urma discuțiilor noastre, eu zic ca și pe o provocare, dar eu am mari speranțe că va fi foarte bine. Da, doamna dirigintă, luată prin surprindere oarecum, ne spunea domnul director la o întâlnire precedentă pe care am avut-o, că va fi dezvăluit foarte târziu numele celui care va prelua dirigenția clasei a 5-a. Până acum obișnuită la liceu, să înțeleg, la Colegiul Național Silvania, vreau să ne spuneți cum ați primit această provocare pe care v-a lansat-o domnul director. Da, târziu am aflat și eu că voi fi dirigintă la clasa a 5-a. Domnul director, cu puțin înainte de a începe școala, mi-a făcut această propunere, am rămas foarte surprinsă, mă așteptam ca dirigintă să fie ales un coleg mai tânăr. Dânsul mi-a justificat, considerând că eu aș putea manageria foarte bine această clasă și mulțumesc pentru încrederea acordată. Este o mare provocare, am fost dirigintă a clasei a 12-a C și trecerea aceasta de la copii de 19 ani la copii de 10-11 ani, sigur că este o adevărată provocare. Am lucrat la școala generală până în 95, am fost profesoară de biologie mult timp la școala Simeon Bărnuțiu, din 95 sunt titular aici la Colegiul Național Silvania, dar de atunci că nu am avut tangență cu elevi atât de mici în calitate de profesor de biologie și de diriginte. Sunt niște copii extraordinari, sunt copii frumoși, deștepți, cu foarte multă personalitate, care își susțin foarte bine punctele de vedere. Deci își argumentează absolut totul. Ieri am avut
oră de dirigenție în care ne-am ales șeful de clasă, au fost mai mulți doritori și fiecare și-a argumentat foarte bine de ce dorește să fie șeful clasei și cum consideră el că va reprezenta clasa la nivel de liceu. Deci este o provocare și mă bucur că am acceptat și în fiecare zi este altceva și colegele mele îmi spun că zâmbesc mai mult decât când sunt dirigintă la clasa a 5-a. Copiii, prin vârsta lor, prin năzbâtiile lor, te obligă la acest lucru. Suntem în perioada de acomodare, o perioadă care este foarte grea pentru copii, pentru că, știți, ei trec de la o școală la alta, trec de la alți colegi, sunt într-un alt colectiv de elevi, de la învățător la diriginte și chiar mă întrebau în primele zile, doamna dirigintă, dar de ce nu stați tot timpul cu noi? Trebuie să le explic, eu sunt profesoară, predau la mai multe clase, am ore pe care trebuie să le desfășor și atunci nu pot să vin la voi decât în ora de dirigenție, biologie și prin pauze, ca să vă monitorizez, să văd ce mai faceți. Învățăm să fim disciplinați, să nu vorbim cu toți în cor. Va fi o perioadă de o lună de zile, probabil, în care încercăm să ne acomodăm cu noul statut de elev de gimnaziu și cu cerințele CNS-ului, care, zic eu, sunt niște cerințe foarte bune pentru elevii care își doresc într-adevăr să învețe. Așadar, prima oră de dirigenție s-a consumat. S-a consumat într-un mod constructiv. Da, dacă așa de fiecare dată, la fiecare oră de dirigenție veți fi așa impresionată, cu siguranță rezultatul va fi unul cât se poate de bun. Domnul director, primele feedback-uri pe care le-ați primit din partea elevilor, din partea copiilor, din partea părinților totodată? Feedback-urile, cred că încă se merge pe clasa trecută, clasa care este acum clasa 6. Noi încă ne raportăm. Ce se întâmplă cu cei care sunt acum în clasa 5, probabil va avea o întâlnire doamna dirigintă cu părinții, sunt rezervați și părinții pentru că la un moment dat părintele de clasa 5, de la doamna învățătoare sau de la domnul învățător, trece la mai mulți profesori, este o acomodare și pentru dânsii, s-ar putea să fie primul lor copii care este la gimnaziu. Va fi, zic eu, o acomodare, un parteneriat pe care va realiza doamna dirigintă cu părinții. Noi ne așteptăm, sigur, că asta ne dorim, la rezultat. Este o zbatere. Vom începe partea de excelență. După ce centrul de excelență își va da drumul, vor participa și copiii la excelență și presupun, sunt convins că rezultatele vor fi cele la care ne așteptăm noi. Pentru că asta dorim. Dorim să construim un gimnaziu bazat pe excelență. Pentru rezultate, pentru ceea ce pe peniera, am mai spus aici, pentru liceu. Pentru că sunt convins, dacă acum am avut 30 de premii și mențiuni și distincții la națională, 77 au participat la Olimpiada la faza națională, când gimnaziul, își va spune un alt fel cuvântul, va avea absolvenți de clasa 8-a de la noi, pe urmă elevi în liceu, cred eu că aceste premii vor fi poate mai numeroasă, poate mai valoroasă. Da, vreau să ne spuneți, doamna dirigintă, cu ce gânduri porniți la drum? Veți avea un drum lung cu elevii clasei a 5-a. Sigur, sunt absolut sigură că v-ați pus anumite dorințe, anumite așteptări în ceea ce îi privește. Totodată a trecut o săptămână, v-ați dat seama despre potențialul pe care ei îl au. Cu ce gânduri și ce așteptări porniți? La început aș vrea să-l completez pe domnul dirigintă apropo de feedback-ul din partea părinților. Am creat marți, deci imediat după ce am început școala, un grup pe Facebook, pentru că nu, tehnologia ne determină pe toți să ne adaptăm. S-au înscris părinții în acest grup și doresc să rămână un grup al părinților pentru a putea comunica orice cu dânsii, iar semnalele primite deocamdată sunt foarte bune. Mi-au mulțumit pentru modul în care au fost primiți elevii în școală, de către direcțiunea școlii, de către mine ca dirigintă, de colectivul de profesori. Deci sperăm că va fi totul bine. Sigur că așteptările sunt mari, pentru că într-adevăr sunt copii foarte deștepți. Copii foarte deștepți. Domnul director știe acest lucru și a fost dovedit de rezultatele obținute la testul de matematică. Notele foarte mari, notele foarte mari. Au venit aici cu dorința de a învăța. Deci ei știu exact ce vor. Când i-am întrebat de ce au venit la CNS, a fost alegerea lor sau a părinților? Toți mi-au răspuns. Noi am ales și părinții ne-au susținut. La întrebarea de ce ați ales CNS-ul? Pentru că dorim să învățăm.
să facem carte. Marți, nu miercuri, i-am întrebat, bun, care sunt primele, ne-am întâlnit la ora, care sunt primele impresii legate de liceul nostru. Încă nu se întâlniseră cu profesorii, marți fiind o zi de dirigenție, de repartizare a materialelor, a manualelor, mă scuzați, de organizare, mi-au spus, ne place că cei mari nu-și bat joc de noi, ne zâmbește și ne mângâie cât trecem pe lângă ei. Deci prima lor impresie. Și că cei de a șasea sunt deja prietenii noștri. Vin la noi și se joacă cu noi. Despre profesor nu știm încă până ne întâlnim la oră, la care o fetiță a completat. Dar doamna diriginta, am făcut atât de mult efort să ajungem aici. Am rezolvat așa de multe probleme la matematică. N-ar fi păcat să ne batem joc și să învățăm. Deci vă spun, m-a impresionat foarte, foarte tare. Gândiți-vă, sunt copii de 10-11 ani. Deci copiii își doresc să facă carte, își doresc să învețe și sigur că și noi vom avea pretenții față de ei. În oraș au circulat tot felul de zvonuri, că profesori de la CNS, domn director știe, nu se vor putea coborî la nivelul elevilor de gimnaziu, că lucrează la un alt nivel. Nu este adevărat. Noi când terminăm facultatea suntem profesori. Nu suntem specializați nici pentru gimnaziu, nici pentru liceu. Deci putem preda în orice unitate școlară. Că ajungem la gimnaziu sau la liceu e un joc de împrejurări, probabil așa. Suntem aceiași profesori, eu personal, același profesor de biologie, cu aceleași pretenții față de elevii mei, diferă doar modul de abordare. Altfel mă înțeleg cu un elev de clasa 12-a la care mă uit și îi transmit așa dorința mea, altfel sigur trebuie să mă înțeleg cu un elev de clasa 5-a pe care îl iau, îl giugiulesc, îl strâng, ei au nevoie încă de dragoste, de mângâiere, deci totul este doar o chestie de abordare. În rest, noi toți suntem profesori, pretențiile noastre. Avem șansa de, ca și clasa 5-a, de a avea un colectiv de profesori foarte bun. Colegii mei care lucrez la clasă sunt extraordinari și eu sunt convinsă că rezultatele se vor vedea curând. Colegi care mă înțeleg foarte bine, colaborăm foarte bine. Faptul că deja suntem două clase de gimnaziu, iar este un câștig pentru că o să putem să ne implicăm împreună clasa 5-a cu clasa 6-a în diferite proiecte, în diferite activități extracurriculare. Acum școala nu înseamnă, știți și dumneavoastră, mai matematică, română, biologie. Dorim să facem și altceva cu acești elevi. Și atunci, sigur că așteptările sunt mari și din partea mea ca și dirigintă și ca profesor de biologie și din partea colegilor mei, dar sunt convinsă că rezultatele o să vină curând și atunci o să vă invităm să ne vedeți premianții. Anul acesta doar pentru matematică română, este olimpiada la clasa 5, anul viitor la mai multe discipline. Așadar, iată, s-a creat un precedent, s-a creat deja un context, pentru că înțeleg că sunt vecini cei de clasa 5-a cu cei de clasa 6-a, un plus și pentru cei de a 5-a și pentru cei de a 6-a. Vreau să ne spuneți despre această așezare strategică oarecum, tocmai pentru că doriți să-i puneți în același corp pe toți cei care vor intra în clasa 5-a și continuă același studiu, tocmai pentru a-i lămuri pe cei de acasă și a-i liniști oarecum pe părinți că ei sunt într-un loc și sunt în siguranță totodată. Asta am spus-o și plecând de la atunci când am făcut demersurile pentru a înființa gimnaziul la Colegiul Național Silvania, corpul B etaj, unde sunt sălile de clasă, în 4 ani de zile va fi ocupat doar de gimnaziu. Ei vor avea, au băile separate, intrare separată, sigur că în momentul acesta, fiind două săli de clasă ocupate de gimnaziu, celelalte sunt ocupate de elevi de liceu, sunt săli libere. Dar, cum spunea și doamna dirigintă, nu avem, încă sperăm că și pe viitor nu avem o problemă. Am reabilitat și acolo partea de, erau scările cu mici probleme, erau probleme mai vechi, s-a reabilitat, totul este foarte bine. Deci, pe sigur. Interior. Pentru că am ajuns și la acest subiect, știu că și în vacanță nu ați fost în concediu și nu ați fost de vacanță propriu-zis foarte multă perioadă, tocmai pentru că s-au făcut mari lucrări acolo la Colegiul Național Silvania. Vreau să ne spuneți legat de partea de infrastructură. Sigur, la finalul lucrărilor și-a exprimat domnul primar intenția să vină să viziteze.
Și ne-am dus să vedem ce s-a realizat la Colegiul Național Silvana. Și am reamintit domnului primar că pe vremea când era dânsul elev acolo, de atunci nu s-au zugrăbit de această factură ca și acum a sălile. Adică s-au dus până la, s-a răzuit, s-a dat toată huma jos și în foarte multe săli de clasă, din corpul A, unde nu s-au făcut reabilitări pe interior de foarte mulți ani, anul acesta s-au făcut lucrări în valoare de 1.400.000, cât este 140.000 de lei RON. S-a făcut în corpul B, iarăși, s-a făcut partea de subsol, acolo unde era accesul destul de greoi. Deci s-au făcut lucrări extraordinare și mulțumim primăriei, pentru că ne-au oferit această sumă, cât am cerut. Mulțumim constructorului, pentru că a făcut niște lucrări deosebite. Da. S-a făcut ceva, eu pot să spun și despre vremea când eram elev și așa, și sunt alții care vor intra și vor vedea. Sigur, trebuie să intri în școală, trebuie să urci la etajul 2 și etajul 1 ca să vezi că s-au făcut lucrări. Din exterior este mai puțin probabil să vedem. Dacă anul trecut s-au completat corpul A cu B, anul ăsta s-au făcut sălile de clasă. Da, spuneați de acest sprijin care a venit din partea primăriei, la festivitatea care a avut loc în toate școlile din municipiul Zalău, a existat o noutate, aceea că încă o dată elevii premianți au fost scoși în față, au fost recompensați pentru rezultatele lor și de această dată primăria a avut o contribuție. Vreau să ne spuneți, la Colegiul Național Silvania, despre câți elevi premianți vorbim și despre ce sumă? De exemplu, când am primit această veste că elevii vor fi premiați, ne-am gândit, vom da în sălile de clasă, contabilicește să semneze și așa mai departe. Plecând de la, exact, că acești elevi au învățat un an de zile, trebuia să fie evidențiați. Noi am evidențiat pe parcursul anului școlar trecut cu diplome. Și ne-am scuzat că doar atâta puteam noi ca și școală, o diplomă. A venit acum vremea să-i putem recompensa și avră, și financiar. Și atunci am făcut toate eforturile, astfel încât banii au fost puși în plic, pe plic s-a scris numele elevului, s-a scris suma și au fost evidențiați, au fost chemați în careu să îi vedem pe fiecare, să-i vadă și cei care au fost prezenți, rezultatele deosebite ale colegilor. Astfel încât în jur de 42.000 de lei de RON a fost cuantumul sumei care s-a distribuit în 11 săptămâni. Și chiar dacă unii au considerat că a durat un pic prea mult, nimic din ceea ce este plăcut nu cred că este mult. Și a fost inedită pentru noi, chiar dacă, eu am spus-o și în speech-ul meu, este atipic, adică premierea facem la începutul anului școlar. O să o facem oricând. Vom primi bani, vom primi ceva să dăm elevilor, nu este un moment, numai atunci. Și atunci când îi primim, când se poate. Pentru că am înțeles de ce Consiliul Local sunt acele demersuri pentru a obține sumele și a le primi. Acești copii meritau și sumele și evidențierea în care. În realitate de profesor, aveți 35 de ani, spuneați la începutul emisiunii, petrecuți 34 de ani, petrecuți la catedră. Vreau să ne spuneți cât e de important ca să premiem pe elevi, cât e de important să-i scoatem la lumină. Este foarte important. Este foarte important și premierea aceea cu diplome. Și faptul că primesc o diplomă pentru ei înseamnă foarte mult. Este o recompensă pentru munca lor și faptul că sunt scoși în careu. Noi sub această formă ne premiem întotdeauna elevii și vede toată școala, contează foarte mult. Ei, în momentul în care primești niște bani, sigur că copiii sunt foarte încântați. Am avut și elevi, și eu elevi din clasa 12-C, fosta mea clasă, care au fost premiați, au venit și au luat cu mândrie, cu bucurie premiul și acum se duc la facultate. Deci este foarte important pentru ei și este un stimulant, la fel și elevii cu care am obținut rezultate la biologie, la Olimpiada de Biologie și ei au fost foarte încântați că de data aceasta au primit niște bani ca și recompensă pentru munca lor. Pentru că, într-adevăr, este o muncă intensă care se desfășoară și în sala de clasă, la ora de biologie, matematică, fizică, chimie și în grupele de excelență pe care le avem la aceste discipline și așa cum știți, la care lucrăm sâmbăta, câteva ore bune, în timpul liber al elevilor și al nostru. Deci, performanțele nu se obțin ușor și atunci când sunt recompensate,
Este foarte bine. Ne bucurăm și noi, ne bucurăm și noi pentru elevi, se bucură și ei foarte mult. Aminteați de centrul de excelență, domnul director, vreau să ne spuneți când va începe acolo pregătirea, care sunt demersurile, din calitatea noastră de gazdă, oarecum, acestui centru de excelență. Gazdă și avem o comunicare foarte bună cu centrul de excelență, cu directorul centrului de excelență. Ți-am înțeles că în 29 septembrie, la ora 15, până atunci copiii vor depune intenția. Cei care au fost primii 5 clasați la specialitate, la nivel de clasă, la Olimpiada Județeană, intră de drept și ceilalți vor susține un test. Și profesorii vor face o selecție în funcție de numărul de locuri alocate. Și îi așteptăm. Noi nu îi așteptăm numai din Zalău. Noi așteptăm din tot județul, pentru că și anii trecuți au venit din tot județul, chiar dacă finanțarea vine undeva pe Consiliul Local Zalău. Dar suntem deschiși, vin și profesori din alte școli, din alte localități care ne ajută și ne sprijină. Și poate că aș face chiar și aici, am văzut și ieri la cercul cu profesorii de matematică, o chemare profesorul să se implice mai mult. Pentru că este nevoie și din alte școli de excelență. Este o presiune prea mare pe profesorul de la Colegiul Național Silvanea. Pentru că merge și în fiecare sâmbătă aceste ore și este o pregătire mai specială. Și atunci chemăm și îi rugăm pe profesorii din alte școli, din alte localități care pot și doresc să facă, să vină înspre centrul de excelență și să ne ajute astfel încât, să zicem, la aceeași grupă să fie doi profesori, pentru că este și mai ușor pentru profesor, dar și mai interesant pentru elev. Cine n-a predat la centru de excelență, sigur că este foarte ușor. Se duce sâmbătă, nu? Centrul de excelență este un pic mai greu de dus. Și de asta, de foarte multe ori, discuțiile din târg vis-a-vis de excelență sunt discuții foarte ușoare, fără să se aplece, fără să înțeleagă fenomenul. Și putem să vedem, foarte puțini profesori vor să vină să depună acest efort. Pentru că plata, odată că este sâmbătă și așa mai departe, nu este. Dar, revin, cine face dintr-o proprie inițiativă și are o dorință să ajute, va obține și rezultate. Mai ales că avem cu cine? Avem elevi. Și trebuie să venim să... Deci, foarte mult se discută despre excelență. Auzi povești, ce atâta excelență? Da, trebuie excelență pentru că viitorul României sunt acești copii care trec prin aceste centre de excelență sau care sunt promovați pentru excelență. Trebuie și este nevoie ca în județul Sălaj un liceu cel puțin să promoveze excelență. Da, sunt optimist, această idee noastră că avem elevi cu care să lucrăm, mai ales la nivel de excelență. Punem punct primei părți a emisiunii, am ajuns la finalul acesteia, revenim pentru a vorbi despre schimbările care au avut loc în sistemul de învățământ, care urmează să fie implementate după scurtă pauză de publicitate. Revenim! Revenit aici la emisiunea Profesorul Răspunde și vorbim în continuare cu directorul Colegiului Național Silvania, domnul Vasile Bulgărean, alături de profesorul Emilia Pop, profesor de biologie și dirigintă la clasa 5 la Colegiul Național Silvania. Spuneam, domnul director, despre faptul că e normal să se discute la începutul anului școlar despre sistemul de învățământ, însă observăm parcă în acest an că se discută mai mult decât altă dată despre sistemul de învățământ și nu se discută tocmai în termeni amiabili. Foarte multe schimbări care au survenit și pentru că suntem la clasa 5, aș vrea să începem de aici. Acel compediu la clasa 5, o premieră oarecum, vreau să ne spuneți. Este o decizie justificată? Cum privesc profesorii, cum privesc elevii acest lucru?
A spus dumneavoastră că toată lumea discută despre învățământ acum în această perioadă. Se știe că despre fotbal și învățământ toată lumea se pricepe. Cum noi nu avem fotbal și nu avem ce să comentăm, ne-a mai rămas învățământul. Și atunci comentăm partea de învățământ. Ce se întâmplă cu partea de care spuneți dumneavoastră de manual, clasa 5 sau compendiu, este un război al editurilor cu ministerul. Acest război, sau din acest război, suferim noi, profesorii și elevii. Noi, profesorii, pentru că trebuie să mergem în fața elevilor și să ne facem de râs cu un compendiu care nu știm, nici noi nu l-am văzut decât în prima zi de școală. Și a apărut, ca să fie legătura între ceea ce spuneam eu inițial, sport și învățământ, a apărut manuală de sport, o rușine, spun eu, pentru că eu cred că un profesor de sport bine pregătit știe cum se desfășoară lecția. Ați văzut și multe de început în care multe ironii la adresa, sunt în fața careului cu mingea, unde să pasez, la stânga sau la dreapta. Deci este o mare greșeală, pentru că dacă vreau un manual de sport, probabil trebuia să fie după multe alte manuale care trebuiau să apară. De ce? Nu știu. Dar acest compendiu, poate doamna profesoară care a fost mai aplicată asupra, o să vă spună mai multe, dar eu cât l-am studiat, spune că este o jignire la adresa noastră a profesorului. Trebuia să ne spunem 6 săptămâni, asta este programa, descurcați-vă. Și toți profesorii se descurcau, știau ce să predea. Acum este... Deci, de asta consideră că este o jignire, nu se, se acceptă că noi profesori putem să depășim momente de criză. Deci prin noi trebuiau să avem aceste discuții și era foarte clar. Manualele vor apărea în 6 săptămâni, că din compendiu rezultă că peste 6 săptămâni se termină și va mai apărea un alt compendiu și eu puteam, ca și dascăl la clasă, îmi dădea programa și eu mă descurcam să am cunoștințele necesare să le predau copiilor. Da, realitatea de dirigintă la clasa 5, care ar trebui să explice de această dată ce e cu acel compendiu. Da, la începutul anului școlar, luni, am primit în clasă pe elev, pe bancă, cu compendiu și manualul de sport. Au fost surprinși ei, au fost surprinși și părinții, care cunoșteau oarecum problema, pentru că s-a discutat mult înainte despre acest manual. Le-am primit vinerea, înainte de începerea școlii, undeva vineri pe la prânz, n-am avut mult timp să le răsfoim și culmea este că nici nu ni s-a dat profesorilor. De s-au dat exact 28 de compendii pentru elevi, deși pe adeverința dată de la școală figurau încă 10 profesori care predau la clasă și care teoretic trebuiau să aibă și ei compendiul. Prin urmare, am transferat un compendiu de la unul la altul și ne-am seroxat, mă rog, ceea ce ne interesa pentru disciplina noastră. Ei, în acest compendiu sunt primele lecții, la unele discipline chiar primul capitol din fiecare materie, matematică, fizică, chimie, biologie, germană, franceză și așa mai departe, dar realizat în conformitate cu cerințele programei, cel puțin la biologie unde mă pricep și unde am studiat mai amănunțit. Nu știu dacă era necesară tipărirea lui în condițiile în care ni se spune că peste câteva săptămâni vom primi manualele, dacă va fi așa. Așa cum spunea și domnul director, suntem profesori, predăm de mai mult sau mai puțin timp, avem programa în față și putem noi să ne sistematizăm materia, să selectăm noțiunile pe care trebuie să le predăm elevilor. Mă rog, să-mi consideră că așa este bine. Noi acceptăm, nu avem ce să facem. Deci asta a fost legat de manuale la acest început de an pentru, pentru clasa 5-a. O provocare și din acest punct și de vedere, doamna dirigintă. Da. Este un an al provocărilor, cred. Domnule director, spuneați de această bătălie și acest conflict între edituri și între minister. Același scenariu îl regăsim de fiecare dată la începutul fiecărui an școlar. De unde până unde? Unde ar trebui să se stopeze acest conflict, în așa fel încât să nu fie afectați, după cum spuneați, elevii și profesorii? Cred că de ani de zile în învățământul românesc se știe că la mijlocul septembrie începe anul școlar. Și nu învățăm lecția niciodată. Ar trebui, dacă până acum s-a început licitarea pentru manuale și așa mai departe în februarie, să începem cu 2 luni mai repede, astfel încât să se termine în august.
Deci eu nu am cum să dau soluția acolo, că nu știu punctul de plecare, nu știu discuțiile. Dar e clar, de ani de zile, acest conflict nu este rezolvat. Și eu spun acum că ministrul s-a dus și un pic mai departe. Adică în acest război al editurilor, sau al ministerului cu editurile, s-a dus mai departe ministrul. Prin ce? Prin interzicerea auxiliarelor. Un alt subiect fierbinte care a izbucnit și opinia publică justificat este în aer acum, cu acest subiect. Foarte multe din auxiliarele astea aveau de la minister, eu știu, de la CNE, de partea cealaltă, aveau niște avize. Trebuiau să interzică cele care nu au avize. Le-au interzis pe toate. Și acum apare problema. Eu, profesor de matematică, mă duc mâine cu gazeta sub braț sau nu am voie că mă dă afară de învățământ ministru. Gazeta funcționează de 120 și ceva de ani, 130 de ani imediat. Da? Eu îmi pun probleme, pot să mă duc. Dar sunt foarte multe auxiliare. Noi lucrăm destul de mult cu paralela 45. Și sunt auxiliare aprobate. De ce? Mai ales că la clasa 5-a, manuale, nu, se putea lucra din auxiliar, că auxiliarele sunt conform programei. Sau putea, dacă s-au mișcat ceva la matematică, s-a mișcat la noi geometria, cu așa, să mă lase să-mi fac selecție. Aveam cel puțin să arat. Mai ales că multe din auxiliarele astea, sigur că le cumpărăm împreună cu părinții, dar multe dintre ele, bibliotecile le au. În timp s-au achiziționat aceste auxiliare și există și la bibliotecă. Măcar să le putem, sau copiii să împrumute, nu le aveam pentru toți copiii, dar puteau să împrumute auxiliare. Și atunci s-a interzis în totalitate. Nu înțeleg de ce. Deci care, ce se dorește într-un final de câștig. O editură, la fel ca mai de mult, editura didactică și pedagogică, posibil să fie bine. Eu nu știu. Partea asta și nici n-aș vrea să merg mai departe. Cum se descurcă un profesor de biologie care pregătește elevi pentru examenul de bacalaureat fără aceste auxiliare? Destul de greu. Noi lucrăm cu teste special realizate pentru fiecare variantă de bac. Prețurile nu erau foarte mari, erau undeva peste 10 lei, accesibile tuturor. Copiii și le comandau la editură și atunci alegeam eu ca și profesor împreună cu ei varianta de sau manualul de teste, auxiliarul de teste care mi se părea cel mai bun, cel mai bine realizat și care sigur era aprobat de către minister și puteam lucra toți la fel, adică aveam pe masă aceleași teste și lucram pe ele la verificarea cunoștințelor. Acum, într-adevăr, este o problemă și tot mă gândesc cum să o rezolv cu elevii mei. Este o problemă. Sunteți un exponent al profesorilor de matematică, o punte a suspinelor considerate la examenul de bacalaureat. Cum se vor descurca profesorii de matematică fără aceste auxiliare? Pe acum noi să ne descurcăm, pentru că acele teste, eu sunt în stare să-mi fac testele mele și mi le asum cele care le-am dat să discutăm la clasă, dar nu despre asta este vorba. În decursul ultimilor 15 ani s-au tot editat manual. Au intrat în școală și, până editurile ori s-au desfințat, ori n-au mai câștigat. Și este o multitudine de manuale la nivelul școlii și pe orizontală, pe generație. Atunci, manualele sunt multe, sunt foarte proaste, pentru că au fost ani în care ministerul a acceptat prețul cel mai mic. Ori în momentul în care o editură vine cu prețul cel mai mic, probabil și autorii nu au calitatea sau nu au muncit atât de mult. Pentru că o carte bună și costă. Și un manual bun trebuia să costă. S-a adus o politică proastă. Ministerul cu câștig pe... Atunci auxiliarele, poate că este undeva, are dreptate ministerul, adică manuale proaste au venit cu auxiliare. Dar noi ce să facem de aici de jos? Noi acceptăm această situație, dar ca să dorești, de asta este la nivelul de învățământ mediu. Dar la Colegiul Național, și eu sunt reprezentantul Colegiul Național, sau sunt reprezentantul colegilor naționale din țară, că noi facem parte dintr-o asociație. Noi avem acest strigăt de disperare vis-a-vis de manual și vis-a-vis de ceea ce vrem noi să facem. Dacă discutăm cu partea de limba engleză, toți profesorii de limba engleză spun că nu pot folosi acest manual la clasă sau manuale existente la clasă, că sunt proaste. Nu pot să, decât să-i cred. O mare parte a elevilor noștri dau testul Cambridge, Michigan, nu le pot folosi. Pe urmă, noi la franceză și germană este aceeași poveste. Dau testele de recunoaștere internațională, nu le pot folosi.
Și atunci, sigur că vin aceste auxiliare. Dacă, în calitatea mea de părinte, vreau copilul meu să dea, sigur că voi face tot posibil să achiziționez un manual care este convenabil. Dar noi, liceul, mergând pe zona de excelență, nu avem decât să cumpărăm tot ce este bun, care folosește în pregătirea elevului. Sigur că își pun probleme părinții. Haideți să discutăm. Ne ducem spre Colegiul Național Silvana, care nu pregătește strungari, ospătari, ci pregătește elevii să acceseze la o facultate de top din această lume, pentru că merg și în alte universități. Sigur că noi ne orientăm mult spre zona Clujului, că este la modă, dar elevii noștri toți trebuie să intre la facultate. Noi nu avem altă alternativă. Noi nu avem alternativa că dacă nu intră la facultate, se va angaja undeva. Ori ca să facem acest lucru, noi intrăm în competiție cu liceele bune ale Clujului. Și nu avem decât să-i ajutăm și să-i susținem pe acești elevi ai noștri. În excelență, ori manuale fiind proaste, numai partea aceasta este în avantajul lor. Ce să înțeleg de la București, de acea clădire a Ministerului, că nu înțelege excelența? Ce să fac eu? Dar noi, corpul profesorat de la Colegiul Național Silvana, sunt convins că dacă nu va fi voi, noi vom munci astfel încât elevii să nu sufere din lipsa sau dintr-un război în care noi n-am fost chemați să participăm, ci doar tragem ponoasele. N-ați fost chemați, însă vă simțiți oarecum legați la mâini ca profesor din acest punct de vedere. Citesc ce spunea Ministrul Educației. În cazul în care nu este respectată această obligație a Ministerului Educației, acesta își rezervă dreptul de a sesiza organele de stat abilitate. Intrăm deja pe o altă zonă aici. Este prima dată când un ministru amenință cadrul didactic. Amenință cadrul didactic că dacă își face datoria, el va fi diferit spre organele de cercetare penală. Eu nu pot pricepe. Eu mă aștept de la directorul, de la inspectorul general, de la ministru, să fiu apărat când lucrez ceva. Sigur că atunci când greșesc, să fie, dar puțin, nu putea să ne consulte și pe noi și să spunem, există auxiliare foarte bune, există auxiliare cu acreditarea ministerului și există auxiliare poate, dar iarăși mă simt jignit. Adică eu nu sunt în stare să aleg un auxiliar bun, ci eu voi alege numai un auxiliar din care voi câștiga ceva. Ce să câștig? Pentru că dacă vă veți duce în sălile de clasă, o să observați că elevii se grupează, fac comandă la editură și dacă sunt 30, li se face o reducere. Noi trăim iarăși vremurile de mult apuse. Adică profesorul comanda și își făcea nu știu ce avantaje financiare. Nu. Majoritatea profesorilor discută cu colectivele de elevi și ei își fac comandă. Ce este mai... Sigur, noi încercăm să indicăm din 10 auxiliare care le-am putea folosi în pregătirea la bacalaureat, clasa 12, am o clasă de 12-a acum acesta, sigur consult și mă gândesc la nivelul clasei, care ar fi cel mai bun? Pentru că nu aceleași auxiliare se folosesc în școală la toate clasele. Sunt auxiliare care promovează note mari și sunt auxiliare care promovează, să zicem, notele mai acceptabile. Depinde la ce clasă ne ducem. Diferă de la liceu la liceu. Am spus-o, ai noștri elevi să pregătesc pentru admitere la facultate. Nu vreau să discut de alte școli spre ce să pregătesc. Dar eu zic că o preocupare a ministrului ar fi ce facem cu acest învățământ pe partea reală, pe partea tehnologică, pe partea de servicii. Să vedem că au adus niște bani, s-au îmbunătățit laboratoarele tehnologice, laboratoarele pentru servicii, că au adus o îmbunătățire la cei care participă la aceste centre de excelență, pentru că i-au chemat pe elevii care au luat 10. I-am anunțat, le-am spus că vor merge la București. După 3 zile, nu mai mergem la București, că premiera se face la nivelul inspectorat. Nu meritau acești copii să fie duși într-o sală, nu știu, la Palatul Parlamentului, la Biblioteca Centrală Universitară, și să-i premieze premierul pentru că au avut rezultate deosebite, au luat 10. Cât sunt în țara asta de nou, am putut să facem acest efort să-i ducem la București. Iată o știre pe care ne-o dați în premieră. Știam de acea premiere care s-a făcut la Inspectoratul Școlar, nu știam de o anunțare preliminară în care erau convocați oarecum la București. După cum spuneați, poate să încearcă o monopolizare. O fi bună, o fi rea,
în ceea ce privește editurile? Noi nu știm, dar prima dată ar trebui să se facă în teritoriu, să vedem această analiză. Deci nu, mie nu mi se pare normal că mă culc seara într-un anume stare și dimineața dau ordine. Pentru că sistemul de învățământ, din punctul meu de vedere, e un sistem greoi. El se mișcă greu, dar are implicații. Unde? La relația profesor-elev. Restul nu sunt implicați aici. Deci nu sunt implicați. Acolo, eu trebuie să stau în fața elevului și să explic ce au visat alții. Să explic că aceste manuale sunt proaste. Mi-este foarte greu. Nu spun în fața elevilor, pentru că încerc eu. Cum am încercat până acum? Sublinând prin aceste auxiliare și completând. Sigur că vor apărea auxiliare, că nu pot să fie fără auxiliare. Dar a aruncat în piață un subiect care nu trebuia să fie aruncat. Trebuia rezolvat. Eu, și acum spun, sunt foarte multe auxiliare, dar sunt foarte multe aprobate. Va veni o altă comisie și va spune cele care s-au dat că nu mai sunt bune? Da. Până atunci, cei din teritoriu, așa cum spuneați, trebuie să aplice ceea ce se dictează de la București. Mai sunt multe schimbări legate și de inspectoratele școlare. Poate, într-o altă emisiune, vom apuca să vorbim și despre acestea. Intrăm în ultimele 5 minute ale emisiunii și nu aș vrea să trecem peste un subiect important. A fost festivitate la Colegiul Național Silvania, o festivitate care a adus multe zâmbete, după cum spuneam, pe fețele celor premiați și nu numai, însă totodată au apărut și anumite reacții în mediul virtual. Și sigur că nu este o regulă ca foștii elevi să aibă doar cuvinte de laudă despre fostul liceu, pentru că, sigur, suntem în etape diferite de dezvoltare, etape diferite de viață și fiecare primește inclusiv o festivitate după cum dânsul dorește. Ideea este următoarea. Un fost elev al liceului a criticat modul în care s-a desfășurat pe de-o parte festivitatea, pe de altă parte ce se întâmplă acolo la colegiu. Câteva dintre doleanțele pe care acesta le avea și îmi permis să citez. Mi se pare foarte trist ca liceul tău și în principal spațiile lui exterioare, unde elevii își petrec pauzele, să nu se fi schimbat aproape deloc de pe vremea când părinții tăi erau adolescenți. Să fie același bloc mare și gri de beton. Era una dintre doleanțele fostului elev de la Colegiul Național Silvania. Cum comentați? Fost elev de la Colegiul Național Silvania, actual student undeva la Universitatea București. Pot să-i transmit acelui elev că în 84, când am intrat student la Universitatea din București, erau acelea ziduri. Și probabil părinții mei, dacă ar fi făcut facultate, erau acelea ziduri. Universitatea București nu s-a schimbat în exterior. De ce nu se schimbă Colegiul Național Silvania? Pentru că este o clădire de patrimoniu. Și clădirile de patrimoniu au un anume, să zicem, caracter sau, nu știu, îmi lipsește termenul corect. Dacă intra în sălile de clasă, mai des decât pe vremea când era elev, intra acum în toamnă, vedea că s-au făcut modificări. Sigur că părinții lui, poate sunt generația mea, își aduc aminte de corpul C, își aduc aminte de corpul B, unde s-au făcut multe transformări. Și în corpul A, anul acesta, ceea ce spuneam la un moment dat, s-au făcut foarte multe transformări. Totodată, vis-a-vis de festivitate, că ați amintit, festivitatea în care mesaje, a venit un mesaj de la primărie, un mesaj din partea directorilor, un mesaj de la inspectorat și un mesaj de la ministrul educației. Este o tradiție a învățământului românesc ca acești factori care răspund de învățământul local, nu? Să transmită câte un mesaj. Deci asta este o bucurie pentru noi când primim aceste mesaje de la început de an școlar. Că vor fi alături de noi, ne vor sprijini și ne vor ajuta. 15 minute a durat festivitatea de spiciuri. Celelalte până la 46 de minute cât a durat toată festivitatea, că cronometrăm eu cu și cu Ervin, a fost premiera, a fost ceva deosebit. Ei, în aceste 46 de minute s-au întâmplat lucruri deosebit. Nu le-au putut să le sesizeze anumiți oameni. Ce să face? Nu pot să sesizez. Ei pot să sesizeze anumite lucruri într-o discuție a directorului cu el. Dar n-a sesizat o discuție a directorului când am discutat despre profesorul de engleză care să-l ajute când și-a pregătit. Nu și-a adus aminte de festivitatea de premiere, pentru că este o tradiție la noi. Noi avem o asociație a Colegiului Național Silvania și de ani de zile noi premiem elevii care merg la fazele naționale. Ați fost și dumneavoastră prezent acolo, ați știți despre de ani de zile. Când a primit 2,5 milioane, a uitat să-și aducă aminte.
un milion într-un an și 1,5 milioane într-un alt an, de la Asociația Colegiului Național Silvania. Am ajutat că a ținut un speech de 6 sau 7 minute când s-a adresat colegilor lui din clasa 12, în clasa 11 și a susținut acel speech în care nu l-a deranjat atunci. Nu știu ce l-a deranjat. Eu spun că absolvenții noștri în decursul anului sunt foarte mulți. Sigur că nu toți sunt mulțumiți de ceea ce au întâlnit aici. Dar mie mi se pare că un elev de-al nostru care s-a dus la premiere la Național și a spus acolo că pe el nu l-a pregătit nicio profesoară sau niciun profesor, cred că este tot inedit. Adică la fiecare elev care s-a dus la festivitatea de premiere la nivel național, era și un profesor sau doi sau trei, funcție de specialitățile și l-a spus acolo. Deși colega noastră, extraordinară profesoară de filozofie, Chiș Mirela, a lucrat foarte mult cu el. El îmi spune că în clasa 11 a putea să ia un premiu fără ajutorul unui profesor. Da, e posibil să fie așa. Dar niciodată nu mi-am negat foștii mei profesori. Sigur, într-o școală cu 1050 de elevi, nu le putem face sau satisface toate doleanțele acelor copii. Și greșim și noi ca profesori. Greșim, avem doi copii acasă. Unul spune că țin mai mult la unul decât la celălalt. Doi copii, nu 1050 de copii cât sunt acum actual. Este un sistem bolnav de învățământ? Nu. Din acest sistem bolnav de învățământ, încă se nasc genii. Încă promovăm la nivel internațional, școala românească este bine văzută. A, cineva va veni să spună pe sistemul PISA, nu îndeplinind niște condiții, rămâne, putem să discutăm oricând despre acel sistem. Dar Colegiul Național Silvania promovează excelența. Revin, facem poate că și greșeli. Dar atâta timp cât nu va fi un partenerat între părinți și elevi, între părinți și școală, între părinți și profesori, sigur că rezultatele al categoriei nu vor fi acele. Noi în anul acesta, pentru că am avut o discuție când au plecat la fazele naționale, am amintit numărul de copii, am avut o discuție cu primăria dacă nu poate să ne sprijine să obțină, nu, am în fondul asociației Colegiului Național Silvania, 90 de milioane au fost dați copiilor și sub semnătură. Este o practică la noi să-i ajutăm pe copii. Este o practică la noi toate concursurile la care participă elevii noștri să fie susținuți. Gândiți-vă dumneavoastră că vine un copil din Bobota, foarte bun la chimie sau foarte bun la matematic, pentru că, dau exemplu că există o elevă, săraca, își plătește în Zalău chirie, se duce cum poate acasă. Și vrea să ne și reprezinte liceul, nu numai liceul, reprezinte județul la diferite competiții. Păi să-și plătească drumul, să-și plătească partea de acolo. Cred eu că ministrul ar trebui să participe mult mai mult la susținerea acestor, să zicem, competiții și să ne ajute să promovăm partea asta. Sigur că acum ceea ce a făcut primăria anul acesta este inedit. Să sperăm că este un început. Dar ei premiază rezultatele finale. Dar până să ajungem să obținem aceste rezultate la concursurile județene, la concursurile interjudețene, la concursurile naționale și la concursurile internaționale, sunt niște costuri. Este foarte complicat de văzut această... de unde? Sigur că în asociație participă toți profesorii cu donații de 2%. Ne ajută foarte mulți părinți. Mai sunt și alte donații la asociație, tocmai să-i putem ajuta pe acești copii excelenți. Diferă elevul de la Colegiul Național Silvania de alte licee. Dar noi nu ne raportăm la alte licee. Noi ne raportăm la alte licee din țară. Colegii naționale cu care noi intrăm într-o competiție când? La admitere la facultate. Și dacă cineva vrea să vadă și să duce pe site-ul școlii și vede unde sunt sau unde vor fi la 1 octombrie elevii noștri care au terminat anul trecut școlar. Și atunci vor vedea rezultatele. Noi asta vrem. Noi nu ne mândrim cu cât s-au angajat nu știu unde. Că nu ne putem. Și aia este o mândrie. Dar nu este ținta Colegiului Național. Ținta noastră este, pe urmă, am mai văzut prin presă, că toți suntem aici cu imediat când spuneați dumneavoastră, păi vine un părinte și spune, aș vrea să punem raftul ăsta. Nu se poate. Ba dacă vreau eu. La un moment dat se discută. Din cei 30 de părinți prezenți la ședință, 3 spun că nu suntem de acord. Dar n-au spus acolo, spunem noi să nu se facă de rușine. Se duce la presă,
și spune la școala generală X s-au strâns bani. Dar relatează corect faptul. Eu vreau să se relateze tot ce se întâmplă, dar corect. Că am citit în presă și de asta am dat acest exemplu vis-a-vis de părinții vor să, mai ales când sunt copii la grădiniță sau la, vor să facă ceva deosebit. Noi școlile nu atât putem, atât facem. Dar în nicio școală nu s-au primit elevii în spații insalubre, nu s-au primit elevii fără să stea câte doi pe scaun. Deci sunt create condițiile. Dacă vrea cineva să se întoarcă cu 30-40 de ani și s-a făcut școală și atunci, nu vreau să mă întorc atunci, să nu se înțeleagă greșit. Noi trebuie să asigurăm toate condițiile elevilor, dar în același timp să le și cerem. Și cârcotaj, eu știu, partea asta, am plecat la această emisiune de la fotbal și învățământ. Oamenii care vor să investească în copii, nimic nu este prea mult. Care vor să investească. Ceilalți... Exact aici punem punct emisiunii noastre, la aceste idei pertinente pe care le-ați evocat aici. La final, doamna profesor, un gând pentru acest nou an școlar, cum vi-l doriți pentru noastră, pentru elevi, un gând pentru cei de acasă? Mi-l doresc un an cu sănătate, în primul rând pentru toți, noi profesorii, pentru elevi. Un an în care copiii se acomodeze cât mai repede cerințelor Colegiului Național Silvania, care poate sunt speciale, da? Și un an cu rezultate care să ateste faptul că acest proiect pe care l-am susținut întotdeauna de a avea gimnaziu în cadrul colegiului este un proiect foarte bun. Domnul director, un gând de final pentru mulți, pentru cei mulți elevi pe care îi aveți la Colegiul Național Silvania, pentru părinții acestora? Să știe că suntem, tot corpul profesoral sunt alături de ei, le cerem rezultate, le vom oferi tot ce se poate ca aceste rezultate să vină și suntem alături de ei și orice lucru, dacă se dezbate, să obțină un rezultat bun. Mulțumim tare mult pentru prezența în emisiune, mulțumim și noastră celor de acasă care sperăm că ne-ați urmărit și de această dată, să aveți o seară bună. La revedere! La revedere.